Școala urșilor Posna lui Jackie Autori Hirouki Aihara și Nami Adaki La școala urșilor sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 urși sunt toți plini de voie bună. Diki și Uli sunt cei mai mari. Al treilea este Anton, iar al patrulea Albert. Numele celorlalți vi le voi spune mai târziu. 11 urși sunt băieți doar al 12-lea este fetiță. O cheamă Jackie. Ea e cea mai mică, dar și cea mai neastâmpărată. Face cele mai multe pozne. Jackie spune că e ca o soră mai mare pentru ceilalți urși. Astăzi este zi de bazar la școala urșilor. Urșii sunt nerăbdători să pregătească specialitatea lor delicioasa plăcintă cu dovleac și să o vândă în bazar. Sună clopoțelul. Ding, dong, ding, dong. Este ora șase. Urșii sunt gata de treabă. Mai întâi se duc la pădure după smeură și coacăze bine coapte. Umplu coșurile cu vârf. Clopoțelul sună iar. Ding, dong, ding, dong. Este ora șapte. Acum urșii se cațără în copacul albinelor să adune miere bună, dezleasă gura apă. Au mare grijă să nu le trezească din somn, nu trebuie să le supere. Dar cine s-a urcat cel mai sus în copac? Bineînțeles, ștrengărița de gechi. Ding dong, ding dong, este ora opt. Urșii se duc în grădină după dovleci. Îi aleg pe cei mai mari și mai copți. Hei, rup! Și Jackie face treabă. Și-a pus pălăriile pe cap una peste alta și face echilibristică. Ding dong! Este ora nouă. Urșii se duc la grajd, la mumu, văcuța lor cea dragă, după lapte proaspăt. Mulțumim frumos, Mumu! Ding dong! Este ora 10 și a sosit momentul pentru rețeta specială de plăcintă a școlii urșilor. Întâi dovlecii trebuie fierți bine. Se adaugă laptele, zahărul și mierea. Apoi se pun puțin câte puțin făina, praful de cop și fructele de pădure și se amestecă încet. Ding dong, ding dong, ding dong. Este ora 11. Acum trebuie să pună plăcinta la cuptor pentru o oră. Până e gata, ur trag un pui de somn. Bineînțeles, mai puțin Jackie Ding dong! Este ora 12. E gata plăcinta cu dovleac. Mmm, ce bine miroase și ce frumos a crescut. Trebuie să fie foarte bună. Vai, dar oare ce face Jackie pe trambulină? Ce -i o trece prin cap? Jeky, neastâmpărata, a sărit în plăcintă. Buf! Vai, acum cine o mai cumpără așa turtită? Ursuleții s-au supărat foc. Dar lui Jackie nu-i pasă. Nu-i nimic, nu vă faceți griji, zice ea. Apoi ia plăcinta uriașă în spate și pleacă să o vândă. Plăcinte dulce cu dovleac, E puțin turtită, dar nu-i nimic. E la fel de gustoasă. Plăcintă dulce cu dovleac. Cine mai dorește? Strigă în gura mare Jackie. Dar nimeni nu cumpără. Plăcintă dulce cu dovleac. Cine mai dorește? Cine mai poftește? Nimic. Începe să plouă. Pic, 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 pic. Jackie încă mai încearcă să vândă plăcinta. Făcea acum acrobații pe bicicletă. Specialitatea urșilor, plăcintă cu dovleac, ți se topește în gură, nu mai stați pe gânduri, poftiți la plăcintă. Nimic. Plouă tare acum. Jackie nu mai este atât de veselă. E obosită că și n-a dormit la prânz. Deodată se aude o voce. Alo, vă rog frumos, mai aveți plăcintă? Oare ce să fie? Jackie ciulește bine urechile. De data asta se aud mai multe voci. Vă rugăm, aveți plăcintă! Jackie întoarce capul și... Ce credeți că vede? Urși, dechizați în clienți, stau toți la coadă la plăcintă. Wow! Dar Jackie începe să plângă. De ce? Pentru că e tare rușine că a tortit plăcinta. Dar acum e foarte bucuroasă că i-au venit în ajutor ceilalți urși. În curând, Jackie își terge lacrimile urșii se așează pe treptele școlii și mănâncă toți cu poftă din plăcinta pe care chiar ei au făcut-o. Mmm, e atât de bună! Mmm, cât este de gustoasă! O plăcintă delicioasă! Mmm, ce bună e! Mai ales că le este și foarte foame! La întoarcere, o cutie mare legată cu fundă îi așteaptă. Un cadou! Ce poate fi înăuntru? Oare ce surpriză! O pătură mare și călduroasă! Tocmai bine, seara e cam friguroasă. A fost o zi lungă și urșii sunt somnoroși. Acoperiți cu pătura cea nouă, s încălzit și au dormit liniștiți.